10, dar și valoarea rezultatului, da. S-a recomandat să se ia următoarele măsuri. Anunțarea angajaților din sectorul administrativ cu accent de blocul alimentar, precum și a pacienților, că apa nu poate fi consumată decât după fierbere și că operatorul, compania de apă Hidro-Prașova, a fost notificat telefonic să asigure sursa alternativă de apă potabilă până la remedierea deficienței. Mai întrebarea, domnule manager, este că e semnat și ștabilat de DSP? Este o tare de DSP, este semnată de doctorița Popo Sabina și este semnată telefonul că numărul 17 din 38 din 2020. Subliniez, noi nu am primit acest comunicat. Doar telefonii ne-am informat că este o problemă și cu asta basta. Dar eu întreb de marți, când au prelevat ei proba, până în prezent s-a semnalat un caz de îmbolnăvire? Nu s-a semnalat niciun caz, dar durează până se prelucrează probe, nu se fac așa. Nu vorbeam de probe, vorbeam de cazuri concrete. Deci cineva care a băut și a consumat... Sindium perfringens dă sindrom diarei. Nu au existat cazuri de sindrom diarei în la spitalul municipal, în momentul de față sau... Nu. Deci astea sunt date concrete. Și ne monitorizăm, domnul director, deci dumneavoastră n-ați primit niciun comunicat nou. Decât telefonul ne-a anunțat astăzi. Și nici n-ați primit faptul că se poate consuma apa după fierbere, nu? Nu. Deci în momentul de față, cum considerați să luăm în calcul la punct de vedere că dumneavoastră sunteți operatorul de apă, să luăm în calcul adresa care a fost făcută și dată pentru spitalul Voila? Sau să nu luăm în calcul și să dăm către populație doar ceea ce vi s-a spus dumneavoastră, că nu se poate bea apă. Și telefonic. Și telefonic. Da, deci aș spune că anunță telefonic, am înțeles asta. Deci noi avem atribuții clar prevăzute de lege. Nu mă pot erija specialiști în medicină și DSP-ul a dat o recomandare. Se dar o discuție cu doamna director de la DSP a avut cineva? Nu. Nu a primit varianta de a se consuma apă după fierbere, fie pentru băut, fie pentru făcut mâncare. Cred că ar fi bine să nu îndemnăm cetățeanul să-și fiarbă apa și să o bea. Că nu se știe ce microb. Sau loc, se știe, se găsește. Nu, se știe, dar mai este mai un aspect. De la un punct de recoltare a apei, nu scrie în comunicatul care ne interesează pe noi, de apa de... Da. Mai este un aspect foarte important pe care putem să n-am. M-am documentat în istoria Hidro, această analiză nu a avut niciodată parametrii pe care i-a comunicat acum de SAP-ul. Am avut situații în care au fost 3, maxim 4 colonii, dar 10 este deja o mare problemă. Foarte. Și la 10 colonii, dați-mi voie, instinctual vă spun, că de marți până astăzi, și a consumat apă de asemenea calitate, trebuia să aibă niște simptome. Măsurile pe care eu le-am propus de înștiințarea tuturor cetățenilor prin poliția locală, în echipă cu Hidro-Prahova, adevocat prin cutiile poștale la case și la scările de bloc, prin înștiințarea asociațiilor proprietari, prin înștiințarea restaurantelor și teraselor care folosesc apă, prin asigurarea de către Hidro-Prahova cu apă potabilă pentru mâncare și băut a celor două spitale și a restelor instituțiilor, inclusiv școala de poliție, inclusiv centrul nostru de persoane fără adăpost, inclusiv centrul Consiliului Județean și celelalte. Ce considerați? La poliție doamne. Pe lângă faptul că deja este și-a făcut treaba și tot prin această ședință și-a anunțat prin doamne, ce măsuri considerați și celelalte pe care le-ați pus și dumneavoastră că ar trebui să le luăm în această deci, stare? Deci aici era rugăminte să continui. A rugămintea colegilor din domeniul sănătății, cei care gestionează sau manageriază spitalele și celelalte entități din această zonă de activitate.
să ne semnaleze cu maximă promptitudine orice caz apărut care are o conotație cu situația pe care o avem acum. Și mai sunt câteva lucruri pe care vreau să le precizez aici. Sursa de apă din care este alimentată câmpina este comună cu sursa de apă din care se alimentează și SZ-ul. Deci dacă această sursă ar fi fost contaminată, ar fi fost o alarmă dată în primul rând de SZ. Dumnealor nu au sesizat acest aspect. Proba pe care a luat-o DSP-ul este în aval de stația noastră de tratare. Dar foarte aproape de ea. Deci, în mod normal, dacă ar fi fost o situație de genul acesta, ar fi trebuit să o sesizăm și noi în stație, pe monitorizarea pe care am făcut-o noi. La noi nu apare așa ceva. Și noi am recoltat pe 3-a 8-a nici la parte de spitalului funcțional și până-i facem lunar, la fel. Perfect. Deci sunt prea multe lucruri care am înțeles, domnul director, dar ideea este că nu putem să lăsăm scenariile și să aplicăm situația de zi. DSP-ul și-a asumat categoria. Deci nu avem problema și noi trebuie să respectăm legea. Deci nu pot dați, domnul director, pe lângă cele spuse și pe lângă a respecta întru totul legea și pe lângă a aplica tot ceea ce spune legea, și pe lângă cele care am spus eu ca și propunere, dacă mai aveți și altceva de propus în așa ceva. Asta monitorizarea populației sub aspectul trebuie să fie făcută așa și au apărut simptome, au apărut elemente care ne conduc la populație. Și pe lângă intermediul presei să anunțăm toți cetățenii să sune imediat fie la 112 dacă sunt probleme, fie la Poliția Locală sau la Poliția Națională, pe numărul Poliției Locale și pe numărul Poliției Naționale la dispecerat. În așa fel încât să urmărim de aproape și așa cum spunea și domnul director Iraș, spitalele să ne informeze foarte rapid în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă să vină bolnavi. Dar și noi avem o rezervă de 1000 de litri de apă plată. Și ați anunțat la spital, acum imediat să acolo. Nu se mai consume din... Acum mergem acolo, da. S-a făcut anunț odată ce am primit și noi informarea. Foarte rapid să nu cumva să... Nu, am distribuit pe toate secțiile, la toată lumea, inclusiv bucătării. Era anunțată, dar era răsursă de anunțare, de cât puteau răsursă. Am înțeles.